Din cauza numărului scăzut de solicitări din partea clienților, stațiile taxi din oraș sunt mereu pline. Șoferii se plâng de mult timp că taximetria nu mai este o afacere și este mai degrabă o meserie de supraviețuire. Și dacă înainte mulți dintre ei își permiteau să refuze clienții care voiau să meargă pe distanțe scurte, acum niciun taximetrist nu mai face nazuri. Ați refuzat vreodată un client pentru că distanța era prea scurtă? Nu cred că mai sunt vremurile să mai refuzăm clienți, mai ales în orașul nostru, că distanțele deja sunt scurte. Să știu că avem tarifele destul de mari și nu avem cum să refuzăm. Cea mai scurtă, de exemplu, am avut până la Clinica Sante și vă dați seama că n-a plecat aparatul nici după tariful de kilometru. Și s-a simțit omul și a mai lăsat un leu doi în plus acolo. Nu. Nu. De ce nu ați făcut asta? Nu, 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 niciodată. Care a fost cea mai scurtă distanță? Autogară, aici la Casa Neagră. Îți dau omul 5 lei și... Ca să aveți activitate? Sigur că da, ce, nu contează. Unde merge? Până la primărie, până la autogară, de ce să refuzăm? După aparat. 3 lei, 4 lei, 5 lei. Nu avem cum să refuzăm. Unii taximetriști spun că ies în pagubă dacă iau pe distanță. Fiecare cum își calculează, eu știu, nu are cum să iasă. Refuzul unui taximetrist de a transporta un client pe motiv că solicită o cursă mult prea scurtă se practică des în București. O spun unii giurgiuveni care au pățit-o și se bucură că nu întâlnesc acest fenomen și la Giurgiu. Vi s-a întâmplat vreodată să vă refuze un taximetrist pentru că distanța era prea scurtă? Nu, nu în Giurgiu. În București, da, dar nu în Giurgiu. Da. Care a fost cea mai scurtă distanță pe care ați parcursul din taxi? Poate de pe aici până la autogară. În rest, mergem pe jos, că sunt distanțele mici. Nu. Nu s-a întâmplat. Pe ce distanță ați mers? Cel mai puțin, nu știu să vă spun. În orice caz, eu sunt în Putineu și mergem pe 18 km, așa sunt. Giurgiuvenii care se vor afla în situația de a fi refuzați de șoferii de taxi trebuie să știe că legea îi obligă pe aceștia să nu respingă nicio cursă legală. Dacă totuși se întâmplă, clienții pot reține indicativul mașinii, numărul de înmatriculare și numele șoferului, iar apoi să sune la dispeceratul companiei de taxi și să-l reclame pe taximetrist.